Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Frătiuc! Frătiuc, am zis, bine pe nou scop! Bine pe nou scop, în puii mei! Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special. Știu că în ultima vreme am început să zic chestia asta, că am des cu un episod mai special, dar dacă sunteți abonați adevărați și chiar mă iubiți, dați acolo like să facem și la acest episod 1500 de like-uri. Poate fiecare videoclip de-al meu este special, așa-i? Bă, fraților, în acest episod o să jucăm din nou cu Plague Cheat, cheat-ul acela de 5 euro, pentru că foarte mulți v-ați luat de el pentru că este cheat de căcat și nu știu ce și pui mei am văzut că ați zis prin comentarii. Bă, fraților, este un cod la 5 euro, ce, băi, luați-vă Neverloot, băi. Bă, luați-vă Neverloot dacă chiar e de căcat cheat-ul ăsta. Bă, fraților, astăzi o să joc cu acest și de căcat, cum ați spus mulți dintre voi. Glumesc, mă, n-au așa de mulți, dar mai erau hateri pe acolo prin comentarii. Bă, frate, ce joci cu cheat-uri de căcat? I never lose. Păi ce, mă, băieți, dacă am never lose, înseamnă că nu mai pot să încerc alte cheat-uri mai de buget sau nu știu, pentru că până la urmă ăsta e rolul meu, de a prezenta cheat-uri publicului, să zic așa, și să le dau rating-uri. Dacă am never lose sau nu știu, Exitium sau alte cheat-uri, înseamnă că am voie să joc și cu ăsta, așa-i? Bă, fraților, oricum a primit un rating destul de bun de la mine acest scor, dar n-am apucat să joc așa de mult cu el, deoarece nu știu, a fost lene, habar n-am ce-o fost, iar astăzi, bă, băieți, vreau să joc un nou competitiv. Mi-am făcut aici, adică știți că acesta este contul pe care am jucat. Ba, mă, am non-prime. Să mă bată, tata, jucăm cu cheat de legit la non-prime, băieți. Vai, ai, ai, ai. Nu mai schimb contul, bă, băieți. O să dau search la meci, că dacă mai stau mult în lobby, o să mă tenteze să schimb. O să băgăm aici hard. Nici nu se poate. Deci nu. Cum dracu am non-prime pe contul ăsta? Avea prime. În fine, bă, băieți, aparent jucăm la non-prime. Și s-ar putea să îmi dăm de spin butării, având în vedere că am un cod de lege. Nu știu ce vom putea face prea mult în privința aceasta, dar să sperăm că totul va decurge conform planului. Ma, nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer așa și pe p***ședou. Aoleu, am clan tag în puii mei, unde-i clan tag-ul, băi? Băi, unde-i clan tag-ul, băi? Am clan tag-ul, ai, unde-i clan tag-ul? Bă, unde că desactivez clan tag? Au, uite-l clan tag. Am scăpat, băieți. Am scăpat și de data aceasta să nu... N-am fost prins, băieți. N-am fost demascat. Mamă, de ce am o frică în mine, băieți? Nu cred că vă vine să credeți ce frică am în mine. Că o să... Ce dracu e cu skin-ul ăsta? Deci... Yes. Ok, I'm going A. 3A2B, ok? Two guys go B. Hai să încercăm o tactică de a schemă. Mamă, ce poză are ăla de la ei, mă. Momo, tu ești, mă. Hai că smurf dacă e ceva, băieți. Da, da. Se jucă. Am crezut că iau un tap-ul acolo, dar nu-i problemă, băieți, cu să luăm aici un tap. Untitled, te-ai dus pe pulicioaică, băiatule. O să încercăm să jucăm cât de legit putem, pentru că nu vrem să banăm acest cont, pentru că după aia o să vină lumea și o să zică: "Frate, ți-ai luat ban cu cheat-ul ăla de căcat." Și o să încercăm să nu banăm contul ăsta. Ok, asta chiar n-am vrut să fac chestia asta. Nu mă pot abține de când știu că nu există Overwatch, că efectiv nu mai merge Overwatch, nu mă pot abține. Nice guys, good job. Unde, mă? Oh, vine pe rai, mă boy, vino coace. Nice one tap. Ok, nice, good job. Unul mort, perfect. Pe rai, mă, că n-au coduri, băieți, ești nebun. Lasă să-i dau. Good job, guys. Bă, chiar îmi plac vizualele de la codul ăsta. Bine, astea sunt niște vizuale așa. Avem și skin. Astea sunt niște vizuale așa făcute pe negru, ăsta ar fi un config cu tematică pe negru și chestii de genul, dar... Yeah, man. Oh, I'm green, sorry. Băi, am găsut că eu sunt purple, cu aia că fiecare match sunt purple și acum am dat green și vorbeam cu omul meu. Ce go be, mă, că-i frătiucul meu aici, frătiucule, te-ai dus untitled să moară Jaxana, ce te-am spart. Mamă, ce-au dat la silverii, cu aia! Ai frătiuc, vino cu aia, ce te-am spart să moară. Hai, mă, că trage bine codul ăsta aici, nebun la cap. N-am prea apucat eu să... Bine, silverii, ce dau! Ăla, omul meu, untitled, deja s-a enervat. Începe să dea info de la ecoechipierii lui. Adică, nu, s-a lăsat omul meu de joc. Vreau să pun mâna pe un AVP. Mamă, dar îmi place că, totuși, având în vedere că e un cod de 5 euro și având în vedere că Unity Hex, cu care, by the way, o să fac un videoclip în viitorul apropiat, deoarece mulți dintre voi mi-ați zis: bă, frate, nu mai joci și tu cu Unity, să vedem cum se descurcă în 2021. Da, o să fac în câteva zile, probabil, un videoclip cu Unity, ca să vă dau așa verdictul, să vedeți cum se descurcă Unity în 2021, având în vedere că eu n-am mai jucat cu el de prin 2002. De câteva luni n-am mai jucat. Nu a trecut foarte mult, dar oricum a trecut jumătate de an. Și vă jur că nu am mai intrat cu Unity deloc în niciun match. Doar într-o... It's 1v3, you can do this. Mamă, ce-mi place bara aia de acolo. Bă, bara e făcută cu creativitate și bănuiesc că poți să-i schimbi și culorile, având în vedere că ăsta e un config pe tematic alb-negru și bara e tot alb-negru. Mă gândesc că nu o pus-o developerul așa alb-negru. Deci e super șmecher că poți să-ți customizezi și tu. Bine, la 5 euro puii mei. E un feature decent, deși la cheat-urile premium, gen la 20 de euro pe lună, cam la toate se găsește chestia asta. Chiar îmi place că au pus chestia asta, că poți să-ți customizezi meniul în 11.000 de
feluri. Da, asta e o chestie super tare. Ăsta, nu, n-a încercat nici măcar, n-a, mă, că dacă eram acum. After you get the first kill, can you please drop the mid? Eh, never mind, îmi pui mei, că dau rush pe aici, prost la cap. Ia uite-l pe ăla, coaie, are AVP. Ăla are, ăla e cam așa. Ia uite-l, coaie! Bine! Ia uite-l și pe ăsta, bă, frătiuc. Hai încoa, frătiuc, două kill-uri. Hai, mă, că nici nu-mi trebuie AVP aici, nebun. Ce AVP, mă, frate, ia. Avea asta. Nice, am luat un AK, perfect, mamă, mi-au transpirat mâinile. Sunt 47 de grade la mine în cameră, băieți. Și îmi transpiră mâinile când joc, să poate îmi transpiră, că dau tryhard, o să încerc să dau un orbang la băieți. Au, am crezut că suspect cineva pe mine, nu suspect. A, se descurcă Silver Image, nebun la cap. Ok, la Sony's apartaments. Hai că mă duc eu pe el, băieți. Hai mă, PB, băieți. Uite-l pe ăsta. Ce și-a luat-o, AVP. AVP-ul e a meu, băieți. AVP-ul este a meu, băieți. AVP-ul este a meu. Fii sa meu. Mamă, ce bucurie în mine. Bă, dar asta ce dracu? A luat-o dreapta spre mid, s-o hotărât să se ducă spre B. Acum mă prind ăștia pe... Nu mă mai duc, nu mai dau pic mid B, ce ești nebun. Hai că nu mai dau pic, dau pe aici, ești nebun. Mamă, ce bani. Băieți, să încercăm să jucăm legit. Așa am zis eu la începutul meciului, încercăm să jucăm legit, băieți. Te-ai dus, frătiuc, te-ai dus. Încercăm să jucăm legit, așa am zis eu la începutul meciului. Uite-l pe ăsta underpass. Bă, frătiucule, ce faci, bă? Oai, ce prefire am putut să-i dau. Încercăm să jucăm legit, băieți. Adică încercăm să nu mai banăm conturi, că în ultima vreme mi-am banat cam 3 conturi main. Pe noul cont main, ca să mă motivez să nu mai banez, am băgat cam 100 de euro. Adică trecem peste faptul că am băgat 100 de euro într-un cont de Steam ca să nu-l banez. Și cred că tot o să-l banez, că o să vină un vac wave și eu am jucat cam spimbo toate meciurile pe contul. Adică eu mă motivez să nu mai banez conturi. Știți ce zic, băieți? Adică, na, ca să vă dați seama unde se duc banii voștri de pe donații, în pui mei. Eu pun găuluri pentru mouse și eu tot cu mouse-ul de 20 de lei stau de eu bag banii. Ia uite, coaie! Ești, mamă, ăștia numai smurf, nu cred că sunt puii mei. Să-mi bat picioarele, de nume au eu kick după runda asta. Să nu-mi spuneți mie, Raul Deca. You got the bomb, guys? Nu. Du-te, mă, de aici, mă, frătiuc, mi-mi place să fac movement de ăla nebun. Hai, mă, dă-i pic pe mid, brodere. Aha, nu da nimeni pic pe mid. Mamă, ce și-a luat ăsta, bă, care-s ia, mă, de-a meu? Bam, te-ai dus, fratelo. Bă, dar speclistul ăla merge sau chiar nu, efectiv nu-i pasă nimănui de mine și de cum joc și nu stă nimeni spec pe mine? Hai, frate, dăm și noi un ace sau saluti? Vreau și eu un ace, te rog, vreau. Mamă, ăsta meu s-a băgat direct în ace. Hai, frate, ughial, bine, băiatule, bine, mă. Dădeam și eu un ace, dar da, a fost necesar să dau ace-ul la 13 cu 1, 4 MVP-uri, al doilea meci pe săptămâna asta cu 16 MVP-uri, cred. Fie vorba între noi, eu joc cu cituri din 2016 și știți de canalul la B3R, dar pe lângă chestia asta, în 2017, când chiar mergea Overwatch-ul și ți era frica, aveai, frate, trebuia să ai sânge în coaie să dai cum dau eu. Acum efectiv poate să dea oricine cum dau eu, deci nu mai interesează pe nimeni, efectiv. Nu, mai e Overwatch, Gabe-n stă și-și mâncă așa urma liniștit. Hai să dăm și un pic aici, unul mort. Dă-i ștupic, frătiuc. Ah, ce backtrack am ratat ăla, să-mi bapi. Adonai, VP man, thank you so much, bro, I love you. Hai mă, băieți, să ne cumpărăm repede, mamă. Deci ce nu-mi place mie în meciurile solo? Hai că dacă sunt cu Smokey și cu băieții, știu că pot să dau cum vreau eu. Pot să bat spin-ul, pot să bat ce vreau eu, că nu-mi iau kick. Ideea e că în meciurile astea mai dubioase, adică alea pe care le joc singur și trebuie să ascund ei cu chiar ca lumea pentru că risc să-mi iau kick, nu prea, parcă am așa un pic morcovun cu... Mai că am morcovun cu dacă e ască-s curios ce-mi zice ăsta cu față. Mă, ți-a apărut fața aia. Ok, hai pe rampă, băieți. Dați-mi pic pe... Ia uite-l cu aia, am ținut ținta pe... Nice. Bine, bă, băiatule, bă, am dat aici un lucky shot prins, bă. Hai că lucky shot, dacă e, nici nu-l vedeam, să mai dăm un lucky shot, băieți. Ok, asta chiar era la Kisha, dar nu știu, eu nu-mi dau seama, asta nu-i champs, deci astea ce am eu aici nu-s champs-uri pentru că-i văd prin pereți. Hai frătiuc, hai frătiuc, hai frătiuc, hai frătiuc, hai frătiuc, 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 frătiuc am zis, bine pe nou scope, bine pe nou scope în puii mei! No, you just needed to say, man, you just needed to say that you want to defuse and I will let you defuse, man. Why, that was not necessary, man. You could just say let me defuse, man, and I let you defuse, man. Așa chiar cred așa după. Mamă, da, adevăr e că și am o limba americană, cum ar zice o mare legendă în mine. Am să vină haterii. Frate, ești analfabet? Cum adică limba americană? Nu există așa ceva, este limba engleză doar. Dar nu știu că eu fac aterinca, adică l-am dat pe haterii pacea lor, așa. Am dat și eu cel mai util flash din lume. Am folosit 200 de dolari complet aiurea. Bine, un kill pe mid, hai să dăm încă un rush. Bam, bye. No scope, no scope, gat, băieți. No scope, gat, am zis. No scope, gat. Mamă, dacă îi dădeam shot-ul ăsta ultimul, eram Jaxi pe televizor, ești nebun la cap. Hai să dăm repede un rush aici. No scope. Dacă am dat acum no scope-ul ăsta. Ah, bă, gatsai, nu l-am luat, băieți. Nu l-am luat din prea... Ia uite-l cu aia, dar aș pe palat. Băiatule, calmează-te. Calmează-te, îți spun. Hai, mai dă-i un rush acum, frătiuc. Știu că ești în dreapta aici, e în dreapta, așa-i?
Îl văd pe Rada. Ui, de capul meu. A dat băiatul oraș pe mine și l-am omorât, mamă, cu pe 2000. I-am dat body shot și l-am omorât. Ești nebun la cap. Cel mai... Să mă bată tata. Să mă bată tata, băieți. Na, m-am omorât untitled, băieți. Se poate, se putea mai bine. Geria meu, ești nebun la cap. Ai, mamă, dacă-i lua flicul ăsta, dacă-i... Oh my god, man! What the fuck? Nice shot, bro. Come on. Oh my god. Nice no scope, bro. Nice no scope. Nice one, bro. Wait for the plant. Wait for the plant, bro. Wait for the plant. No. Rush. He's behind the boxes, man. Nice, good job, bro. Hai, mă, că e bine, bă. Cred că vrea să-mi dea kick acum sau mut. If you give me AVP, man, I'm going to... Oh my god, never mind. Să ăștia cred că mi-au dat toți mut cu aia la cât vorbesc, să mă bată tata. Lol, haha, no. Ce direct am fost cu ei. Vreau să dau un rush pe mid, să mă duc pe jos și să iau one tap pe toți care dau rush pe mid. Să mă bată tata de nu fac schema asta. Ia fiți atenți aici, băieți, schema piramidală, hexagonală. Și n-a dat nimeni rush pe mid și mi-am luat țeapă. Se duc cu bomba pe ea și fii atent ce schemă piramidală fac. Le iau prin spate și le dau tap la toți. Yeah, they are coming gay. They are ramp and I don't know. Hai repede, băieți, să le dăm niște one tapuri. Go away. Hai, frătiuc. Frătiuc, am zis, frătiucule, ți-am luat AVP-ul, Ok. Are bomba, ce prost e că se bate cu bomba. Hai, frătiuc, am zis, frătiuc. Unde ești ultimul? Bam. Și l-am luat pe ăla și mai e un... e ăla de pe B. We got the bomb, man. Come and stay with the bomb. Hai, frate, dă rush pe mine. Unde vine? Vreau un nou scop de la nebun. Hai, mă, băiatule, bă. Hai, mă, băiatule. Hai că dau așa o șmecherie. Bine. Încerc să nu banez contul, băieți. Adică, știți și voi, nu joc. Nu joc obvious, dar... Dar, da. I am b-hopping since 99, lol. CS16. I am Jaxi TV on YouTube, bro. Search, lol. Ce nebun cu aia. Nu-mi vine să cred că fac asta. Bă, Jaxi, te rog, 50 de euro pentru promovare, frătiuc. Deci să nu uiți, să nu mă uiți când crești mare, frate. Să nu mă uiți când ajungi deasupra. Mamă, să-mi bapi. Cioarele! No, îi dau un tap la asta. What? Wallbang. No, a fost să fie. Wap. Hai, frate. Eu dau pe aici, să-mi bap. Dacă vine acum, șpong. L-am ratat, frate. Ok, un hit, două hituri, trei hituri. Stai că vreau să iau... 2 în 1 cu Deagle-ul, vrei să-mi spui tu mie, așa-i? Eu știam că la MG1 se joacă, frate. Deci uite-te la ei! Doamne Iisuse, cum se joacă în MG1, am și uitat. De când n-am mai fost prin rancurile astea, am și uitat, băi, am jucat numai la global. Deci în ultimii ani numai la global am jucat, să mă înțelegeți. Mai știu cum e Silver, sunteți de MG1, sunteți nebun la cap. Deci că nu mai face it, level 10, băieți. Ia mă să ajustăm un pic aici pe scout, să ajustăm un pic situația. Băi, dar eu am doar backtrack? Să mor tu, că eu pun acum doar cu backtrack, am jucat și am făcut 30 de kill-uri. Deci n-ar trebui să fie așa de obvious kill-urile având... Mamă, bine, rusule, și-a luat-o. Am văzut să-mi iau AWP-ul, sper că îl mai apuc acolo. Sper să nu stea rusul suspect pe mine când fac banii hapul ăsta retardat. Ok, nu ia cior din nimeni. Uop, ok, frătiuc. Nu! Bine, pe nou scop. Cine stă cu aia spec pe mine? Cred că rusul ăla. Ba nu, cine stă... A, bine, acum arată pe toți vii. Cred că rusul ăla stătea totuși spec pe mine. Sau cred că e one flash acolo la overwatch, băieți. Nu, hai să vedem cum ne descurcăm la Tero. Adică având în vedere că asta e o mapă de city, ar trebui totuși să-mi pun la pistol un pic de FOV. Zic și eu și la hitboxes pe head un pic de FOV, așa. B. Hai să dăm un rush pe B. Să fim cei mai șmecheri din o gradă. Oho, două hituri perfecte acolo. Cred că i-am dat 2 în 1, ești nebun la cap. Bine, unul mort. Hai, frătiuc, dă-i vine și tu. Doi morți. Mamă, ce aim am să-mi bat picioarele. N-am mai știut ce și mi-a transpirat și mâna și de-abia mai mișc mouse-ul. Eu mișc mâna, dar am input lag la mouse. Sunteți nebun la cap. Ia uite-l pe ăsta cu aia. Deci vedeți cât de greu pot să mișc o mâna pe mouse-ul ăsta. Deci mișc mâna și se duce mâna fără mouse. Atât de transpirată. Deci mi-s mâinile lioarcă. Vedeți, mă, ce eforturi fac eu pentru voi, mă. Dar n-ați dat și voi acolo un like, bă, băieți. Faceți și noi 1500 de like-uri la acest. Chiar așa, mă, băieți, mă, chiar așa. Băi, n-am și eu un tatuaj de ăla. Cum îi zicea, le ziceam graffiti-uri. Le ziceam tatuaje. Ca să înțelegeți cum stă treaba. Le ziceam tatuaje, nu graffiti-uri, băieți. Deci să înțelegeți cum stă treaba. Hai, repede, să dăm un rush aici. Ok, n-a zis nimeni nimic, deci o să dăm un rush. The side is clear, man. I'm planting the bomb. Come,
Hai să repede să plantăm bomba pe ea. Mama, avem 36 cu... Băi, eu chiar n-am făcut niciun plant match ăsta. Sunteți nebuni? Chiar așa? Hai să ne... Ba da, un plant am făcut de fapt. Sau mă rog, un diffuse, cred că. Frătiuc, te-am luat, frătiucule. Și pe tine te-am luat, frătiucule. Hai mă să jucăm mai ca lumea, bă, băi, să facem și noi 45 de kill-uri. Bine, 3 kill-uri. Și am avut al patrulea kill. Let me ace, guys, let me ace, please. Hai să dăm și al cincelea. Man. Bro, why you didn't let me the ace, man? Of, doamne, doamne, bă, băieți, ce se întâmplă? Dacă mi-au kick acum în ultima rundă, cred că voi comite o suicidare și nu veți mai vedea videoclipuri de la mine. Deci vorbesc serios, deci dacă nu mai vedeți videouri de la mine, înseamnă că mi-am luat kick din meciul ăsta. Măcar să știu ce să fac, să-ți nebun la cap, cum să mă adaptez situației. Translate, ce scrie acolo? Da, sunteți cu toți acolo, cu dracu, cu software. Și ce zice ăsta? Sunteți toți acolo, cu dracu, cu software. Sunt fără. A, omul meu s-a scos, ești nebun la cap. Scriu și eu cu aia că sunt fără. Sunt fără. Sunteți toți acolo, cu dracu, cu software. Nu vine să cred ce a putut să scoată. Bine, translate oricum e ratat, Dana. Translate oricum e ratat. Eu uite-l cu aia pe la One Tap Boys. One Tap Gang Boys. Bine pe One Tap Gang. 42-10. Un scor destul de decent, dacă mă întrebi pe mine, având în vedere că jucăm cu un cheat de legit. Sunt foarte mirat că ăsta de la noi a dat abandon, având în vedere că efectiv câștiga aproape la 0 meci. Nu știu de ce a dat abandon, probabil e un Radu 4KV2 sau un Radu 5K, care a zis: bă, frate, eu nu pot să joc cu Codați. Eu dacă o să câștig meciul ăsta alături de Codați, o să dau abandon la 3 meciuri ca să mi se ajusteze rancul pe câștig alături de Codați. Ei bine, bă, băieți, se pare că omul meu nu a vrut să câștige. Mamă, și-a trecut să mă bată. Tata atrage cu Neghevu și m-a speriat Neghevu. Asta a fost tactică de omul de amețire a oponentului. Unul tregea cu Neghevu ca să mă distragă pe mine și l-a venit cu AVP și mi-a dat mare pic și m-a omorât. Unul mort. Hai, frătiucule, hai, ai AVP? Ei bine, nu mai ai AVP, frate. Ei bine, nu mai ai AVP. 49-11, băieți, un scor destul de decent. 104 scor, mi-au dat și report, băieți. Nu-i problemă, frate. Mă descurc. Cu reporturile sunt obișnuit. Sunt de ca la mine acasă, ești nebun la cap când iau reporturi. E ca și cum mi-ar zice cineva să duc gunoi afară sau nu știu. Deci nu mai e ceva, o chestie de rutină la mine, de să-mi zică cineva că mi-a dat report și mă mai... Deci efectiv a intrat rutină și bam! Și am luat win-ul, bă, băieți, după atâta efort și atâta... Am luat rank sau ceva? Nu, n-am luat nici pe departe, dar nici... Mamă, mai am un meci de jucat ca să iau prime-ul pe contul ăsta. Ei bine, bă, băieți, bănuiesc în următorul episod din această serie de pe acest cont, pentru că eu am efectiv 100 de serii pe 100 de conturi. Vom lua prime-ul, deși eu aveam prime pe contul ăsta, dar mi-am luat party member band, nu știu de ce. Ei bine, bă, băieți, aia e, dar măcar am luat CS 20 case de la CDR cu aniversarea de 20 de ani la CSGO. În fine, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like să facem 1500 de like-uri la acest episod. Nu uitați, aveți linkul de la Plagoi Cheats în descriere. V-am spus și la începutul episodului, cel mai probabil în caz de vreți să faceți un ticket la băieți, aveți acolo și Discord-ul rol unde... Și noi ne vedem data viitoare, salut!